Să știți că și nouă ne-ar fi plăcut să fim în altă parte, nu că n-ar fi frumos aici, dar dacă mă gândesc la locurile în care aș vrea să fac ceva filmări, aș vrea să fiu în casele voastre. Sunt sigur că acolo ar fi plăcut, ar fi cald, ar fi frumos, inima ar fi deschisă, dar până vom ajunge în casele voastre, știu că ne-ați primi cu bucurie. Problema este că să montezi aparatura pentru filmare ia cam mult timp și de aceea cu multă bucurie spunem un mulțumesc frumos Bisericii Creștine Baptiste Sfânta Treime din Deva, care continuă să ne primească în colțișorul acesta și să ne ajute să transmitem mesaje înspre voi. Mesaje din care sperăm că ați învățat ceva, că sunteți mulțumitori lui Dumnezeu pentru parte din ele măcar și că vă veți ruga să ne ajute Domnul să le facem mai bine, mai frumos, mai folositoare celor ce ne urmăresc și sigur, cât mai mult ne dorim să fie pentru gloria lui Dumnezeu. În seara aceasta mă bucur să avem o nouă familie care a acceptat provocarea. Bine ați venit în emisiunea noastră. Bine v-am găsit, Bine. mulțumim de invitație. Stăm de vorbă cu familia. Cărăbaș, Vichente și Adriana. Și Adriana, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc frumos încă o Mulțumesc. dată că ați venit. Văd că sunteți liniștiți, nu aveți niciun stres, așa mi se pare și normal. De câte ori mă uit așa la familii, îi văd tineri, îi văd frumoși, îi văd cu copii, cum sunteți și voi, și mă gândesc la versetul din Scriptură. La început n-a fost așa. Deci bănuiesc că sunt câțiva anișori de când erați voi într-o altă familie, în familia părinților voștri. Haideți să vedem de unde veniți voi. Eu sunt de la Râu de Mori, județul Hunedoara, în Da, frumoasa țara lămurește-mă și pe Hațegului. mine, frumoasa țara Hațegului, și smerită, da, am înțeles, chiar e Da. frumoasă. Este. De ce Râu de Mori? Au fost mori? Sunt mori? Au fost mori pe râu, pe râușor, în mod special, au fost mori și de acolo vin. Mori Și nu, nu. bănuiesc din alea cu Mori mori de de, apă, da, mori de da, apă, mori pe da. apă. Așa. Încă chiar lângă casa noastră mai este una, nu e conservată, dar Dar cumva tu ai sperăm prins să... vremea în care se Nu, mai măcina? Nu, 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 nu. nu, nu, nu. Avem o zonă în țară unde sunt foarte multe mori și încă funcționează. Nu la capacitate, dar încă funcționează, o zonă frumoasă turistică. Deci zona Hațegului, Râu de Mori, Da. familia. Creștini baptiști. Deci te-ai născut în M-am familie de născut oameni în familie, da. credincioși. Acum sper să Bunicii, nu, părinți. da, sper să nu audă părinții ce zici tu, credincioși de duminică sau credincioși de fiecare zi? Credincioși de fiecare zi, spun eu, pentru că cred că sunt rezultatul rugăciunilor lor, până la urmă, faptul că m-am întors la Domnul și că pot să-L slujesc în continuare. Dar de unde știi tu că erau de fiecare zi? Mai urmăreai așa? Traiul din familie și felul în care se comportau unul cu celălalt și cu mine și cu cei din jur. Deci se vede, chestia asta se vede. Se vede. Se vede, da? Da. Singură la familie, mai mulți? Singură. Singură la Singură, familie. da. Deci tu ai dus greu. Da. Tu comandai, tu executai. Exact. Da. Am Dar fost și cum... băiat și băiatul tata și fata lui. Da, și profitai de fiecare în funcție de interes, am înțeles, da. Da. Nu știi cumva istoria? Au vrut un copil, doar un... Au vrut mai mulți copii, mama mea a mai pierdut încă 5 sarcini după mine Wow! și au dorit încă un copil, dar Așa a asta a fost hotărât voia Dumnezeu, Domnului da, așa a și hotărât Dumnezeu, da. da. E bun. Dai seama, n-are cu cine se certa, n-are cu cine... Aveai prin vecini măcar... Aveam verișori în sat și ne întâlneam seara, ne jucam, era... Deci a fost Cumva a ok. fost, da, a fost Așa, suplinit... o să prind. Tu? Eu vin din județul Caraș Severin, din satul Peștere. M-am născut în familie de pastor baptist. Am văzut toate problemele și toate greutățile slujirii. Am avut o perioadă când am fost mic, când îmi doream să fiu pastor. Și de fiecare dată când venea cineva și mă întreba ce vrei să te faci, spuneam vreau să devin pastor. Știi cumva care era motivația la momentul respectiv? Nu știu,
Îmi aduc aminte că împreună cu cele două surori ale mele făceam așa câte o bisericuță, ele cântau și eu predicam. Ele erau cu partea leviților și exact. Tu erai predicator. Îmi plăcea lucrul ăsta să împărtășesc din imaginea cuvânt. Imaginea omului din față, da, probabil ce poate niște. Și asta. Doar că trecând așa prin experiențele pe care le-a avut tata, când am crescut mai mare, am zis că nu vreau să devin păstor. Bun, dar acum să nu creadă unii că în casa păstorului sunt foarte multe greutăți și în slujirea păstorului da. Sunt greutăți, da? Și că păstorul vine cu ele acasă, că unde se le lase, da? Dar întrebarea mea era, nu încerca taică tu să le ascundă de voi, de copii? Da, parte din ele erau ascunse, doar că salariul minim pe economie ăsta nu se putea ascundea, îl resimțeam cu toții. Plus de asta erau persoane care veneau la noi acasă, poate să spună anumite probleme din biserică și altă dată ședințele de comitet îndelungate, tata venea târziu. Poate că toate astea împreună m-au făcut oarecum să trag anumite concluzii și la vremea respectivă tata avea mai multe biserici și noi duminica ne puneam să ne odihnim. El după ora mesei, după ce era masa, pleca în slujire și tot mă întrebam, da, oare nu obosește duminica când toată lumea se odihnește, tu să mergi să slujești, e destul de dificil. Și așa cum spuneam, toate astea m-au făcut la vremea respectivă să trag anumite concluzii despre slujire și greutățile slujirii. Cum ți-a fost cu două surori? Păi, mi-a fost și bine și greu. Mi-a fost bine în sensul că am fost cel mai mic și fiind cel mai mic am fost și cel mai protejat. Doar că de la o vârstă nu mai poți să te joci cu păpușile și vrei altceva. Și din perspectiva asta poate că a fost mai greu. Dar în rest, fiind la sat, copilăria a fost extraordinară, frumoasă. Și acum ne întâlnim, putem să ne aducem aminte de năzbâtile pe care le făceam. Mă rog. Ia zi-ne una din ele, nu cea mai gravă așa, dar una din năzbâtii. Păi, una dintre ele, când mă supăram, mă urcam pe vârful casei. Și asta era, în opinia mea, era ceva wow, dar când au aflat părinții și au dat seama de pericolele păi care... Pe scara, cum te urcai? Mă urcam pe lemne, apoi pe o altă clădire, pe altă clădire, până ajungeam sus undeva pe vârful casei. Bun, acum, dacă ar fi fost însurat, poate mă gândeam la ce zice Solomon, că mai bine pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare, dar tu aveai doar două surori, deci da. Nu era mare problemă. N-ai făcut legătura între, nu, între Solomon și să da. Cum ați avut copilăria în biserică? Că bănuiesc având copii credincioși, părinți credincioși, biserica era o chestie cam obligatorie, nu? Pot să zic că a fost frumos. Mi-aduc aminte și acum programele pe care le aveam de sărbători, scenetele pe care le făceam. Bineînțeles, mi-aduc aminte și acum faptul că nu se negocia niciodată ora 9 la biserică. Asta era obligatoriu. Cum? Că plouă, că ninge, că... Nu aveam așa ceva. De fiecare dată, duminica dimineața, venea mama, ne trezea mai devreme, ne pregăteam la ora 9, eram la rugăciune în biserică și apoi mergeam în cameră, aveam o bisericuță mai mică lângă biserica unde se adunau membrii și acolo aveam pregătirea programelor, aveam studiu biblic. Și... Dar nu te-ai gândit vreodată că dacă taică tu nu era păstor, puteai să negociezi mai multe? Nu m-am gândit la lucrul ăsta. La un moment dat, tot ce se întâmpla a intrat un pic în rutina noastră de duminică și nu ne gândeam să, nu știu, să invocăm anumite probleme, că ne doare capul sau ne doare burta. Tot cam degeaba le-ai fi inventat, da, nu da. O țineam, da. Și, mă rog, asta mi-a ajutat în cele din urmă și m-a ajutat și pe mine. Acum
Duminică dimineața mă duc la biserică fără probleme. E bune. am auzit o chestie asta, poate ați auzit-o și voi, că vine mama la băiat și spune: băiete, trezește-te. Păi de ce, mamă? Trezește-te și du-te la biserică. A, nu mă duc, mamă. Vă trezește-te la biserică. Hai, zice, dăm și mie un motiv să mă duc la biserică. Bă, copile, ai 40 de ani. E Sfânta Zi de Duminică și ești păstorul bisericii. Deci te ajută și pe tine. Da. Cum a fost la Râul de Mori? Și la noi a fost la fel. Cel puțin în ce privește programele bisericii și ale școlii, nu s-a negociat niciodată. Deci n-am putut negocia cu tata niciodată să rămână acasă, mai ales că mi-aduc aminte, eram copil, erau ceva desene animate, nu știu ce desene erau. Da, duminică erau dimineața. Faine, nu? Da, erau duminică dimineața când trebuia să mergem la biserică, dar niciodată nu am putut să negociez. Dar ai încercat, nu? Am încercat, acum erau frumoase desenele. Da, nu. Orice copil încearcă, dacă iese. Dacă bun, nu. Dar dacă ți ieșea prima duminică, ce făceai a doua duminică? Probabil a doua duminică ceream din nou. Nu, și atunci a fost o dată când s-a stabilit că nu și gata. Exact. Desenele cu desenele și noi cu noi. Na. Și programele de la biserică, aveam surori care făceau cu noi program pentru duminică. Eram un cor mare de copii în față, eram foarte mulți copii la vremea respectivă în biserică. Ulterior am crescut, alții nu au mai venit. Vă aduceți aminte de vreo nemulțumire vis-a-vis de biserică atunci? Nu știu, eu mi-aduc aminte ca nemulțumire programele de vinerea seara erau destul de târziu, fiind la sat. De regulă, în timpul verii, programele erau la 9:30. Atunci începeau programele. Probabil când se termina lucrul, nu? Exact. Ah. Și asta mă nemulțumea, că era destul de târziu și chiar am avut un episod în biserică, am adormit efectiv pe genunchi, fiind foarte târziu. În rest, nu, n-am avut așa nemulțumiri. Bun, da, vezi, e interesant așa când te aud, deci oamenii bănuiesc că erau toată ziua la lucru. Da. Și dacă aveai și programul să înceapă la ora 9, din punctul meu de vedere, aveai cea mai tare scuză să nu te duci. Suntem obosiți, e foarte târziu, pentru ei ăsta era un avantaj, că ei obosiți mergeau acolo. Da. Mă rog, în vremea respectivă toată lumea făcea agricultură la sat și plecam, dacă mergeam la porumb, aveam teren destul de departe de casă, plecam din câmp și era cazul nostru și cazul multor familii din biserică, plecam mai devreme de la câmp pentru a ajunge acasă, a ne pregăti și mergeam la 9:30 la biserică. Deci era un sacrificiu, nu? Era un sacrificiu, dar nu era prea greu. Era totuși prea greu. Frumos, bine, bănuiesc că atunci la voi nu s-a pus problema neapărat a unei pocăințe sau întoarceți pe Dumnezeu. Crescuți în familie, obișnuiți cu de toate. Nu a fost așa. Orice om la o vârstă se confruntă așa cu o stare de rebeliune, de asta Biblia accentuează nașterea din nou și întoarcerea. Ca să te poți întoarce spre bine, trebuie să fii întors spre rău. Poate că la unii e mai evident, la alții mai puțin evident. Poate că am reușit în mare parte să ascund așa destul de bine rebeliunea din inimă, dar fiecare, spuneam, se confruntă cu treaba asta. Și atunci pe tine ce îți aduce aminte? A fost un proces și în procesul respectiv a fost poate un punct în care ai luat o decizie sau ceva? Nu, au fost câțiva ani de liceu în care pot să zic că am avut o perioadă de răzvrătire și efectiv în clasa 12-a am avut un moment în care, mă rog, am întâmpinat ceva probleme și atunci m-am oprit și am și făcut o promisiune Domnului și am zis: Doamne, dacă pot să trec peste problema asta, atunci am întorc cu toată inima la tine și merg și la teologie. Și exact așa s-au... Ai fost un pic de evreu, te-ai târguit cu Dumnezeu. Da, dacă, exact. Da. Cum a fost la tine?
Că fetele sunt cu minți. De obicei, da. Nu, nu pot să zic că nu, nu am fost un copil problemă. Doar că, la fel, mi-aduc aminte, în perioada liceului nu am fost așa cum Dumnezeu și-ar fi dorit. Dar mi-aduc aminte și acum, nu știu data, cred că eram undeva în clasa 9 sau a 10-a, era evanghelizare la Râul de Mori și venise fratele Mihai Sârbu. Și ăla a fost momentul în care am hotărât că, da, trebuie să mă întorc de la rebeliunea mea și de la felul în care trăiam și să mă întorc la Dumnezeu. Și acela a fost momentul decisiv pentru mine. Dar așa, copiii care cresc în biserică pot poza bine și să trăiască altfel? Siguranță. Depinde cât de artiști sunt. Unii care, a, nu, că ne formăm, devenim experți, da? O viață urâtă de altfel, că nu te bucuri nici cu unii, nici cu alții, dar asta este. Duplicită. Bun, unde ai făcut școală? Liceu? La Caransebeș. La Caransebeș. La Hațeg. La Hațeg. Da. Bun, unde ați dat voi unul de altul? E o poveste interesantă. Da, după cum s-a uitat nevastă, am gândit că apare ceva interesant. Dar frumoasă totodată. Eu am avut un coleg de la în seminar de la Râul de Mori și mai vorbisem atunci, era, nu știu, pe internet, prin Messenger, așa, dar fără să ne vedem, și a fost un 1 decembrie. Ai vorbit cu ea? Da, da. De cum, ți-a zis colegul sau? Nu știu, într-o seară, efectiv, am luat adresa, cum era atunci, ID-ul de mes și, mă rog, am avut câteva discuții. Bun, dar tot erai la teologie. Eram la teologie, că ați discutat numai din alea sfinte, nu? Da, numai lucruri serioase. Da. Și apoi a fost un 1 decembrie. Și a fost un 1 decembrie. Da, memorabil, în care eu am mers la Râul de Mori. Să predice Evanghelia. Nu neapărat. A fost așa o ieșire cu mai mulți studenți de la teologie, acolo în zonă. Ne-am întâlnit. Apoi a fost revelionul din anul respectiv și de atunci au urmat drumurile la Râul de Mori, cu bune, cu rele, cu greutăți, cu iarnă, cu vară. Dar ce ți-a plăcut la ea? Pot să zic că a fost așa o neapărat dragoste la prima vedere, dar am simțit de prima dată, de când am vorbit, că suntem pe același calapod, să zic așa. Asta merge la emisiunea Și bărbații simt. Da, ulterior ne-am dat seama că mai sunt lucruri calapodul pe care... Calapodul e mai mare, da, decât... Dar a fost așa, am avut o perioadă de câțiva ani în care am vorbit, ne-am cunoscut, am pus lucrurile așa cap la cap să vedem dacă... Și evident că ne-am rugat să vedem dacă e voia Domnului. Acum nu am fost noi persoanele să punem, nu știu ce, semne în soare sau, mă rog, dar... Voi erați deja însemnați. Ce da. Eu, de regulă, în viață merg foarte mult pe ușile deschise pe care ți le deschide Domnul și așa m-am rugat și în cazul ăsta. Doamne, dacă e voia Ta, vrem să mergem și să fie lucrurile bune. Dacă nu, închide Tu și Domnul are, cred că are... posibilitățile lui să închidă ușile acolo unde e sinceritate și... Ce au zis părinții tăi când l-au văzut? S-au bucurat. Da? Le-a plăcut el? Da, mai ales că era student la teologie. A venit fratele, fim sinceri, seminarist, nu? Da. Da. Și a urmat. Și cum te-a convins? Sincer, cred că m-a convins... maturitatea lui și felul în care gândea fiecare lucru înainte și felul în care punea problemele. Eu nu pot să zic că sunt o fire copilăroasă și că am fost de felul meu o fire copilăroasă, dar mi se părea că pentru vârsta lui e foarte matur și... Dar câți ani avea? 22. Totuși era o vârstă cât de cât. Era. Bun, acum mai sunt și unii care nu sunt maturi nici, da, am înțeles. Da. Da, de ce? Dădea cu versete din Biblie sau era practic sau... Felul în care puteam să port o discuție cu el, felul în care trata efectiv o problemă când apărea sau... Dar chiar m-a impresionat
faptul că puteam comunica pe aceeași limbă, că tot vorbea el de calapod, puteam să vorbim pe aceeași limbă și... Pe ce puteați vorbi voi atât atunci? Îți place înghețata, nu-ți place înghețata? Sau păi vă dați seama, Iisus, atunci sau... erau apărute telefoane, adică apărute, de curând era... Vorbeam destul de mult, vorbeam ori întregi la telefon, că acum ne gândim că cea mai putea vorbi atât de mult timp. Da, e bun, înseamnă că ați avut subiecte... Am avut, chiar. Da, și cum te-a cerut de nevastă? Tot la telefon? Nu. Eram la Timișoara, studentă, a venit împreună cu sora lui, cea mare. Cam mulți bani ai cheltuit tu pe drumuri. Da. Ce face și dese drumuri. Ce face dragoste, abia-mi priceput că da. Și a venit la Timișoara, era, cred că, un 8 ianuarie. Și a zis să mergem în oraș la plimbare. Nu era o vreme chiar 8 ianuarie. Da. Și a zis să mergem în Parcul Rozelor. Și am zis, ok, dar ce facem în Parcul Rozelor? Adică rozele... În ianuarie nu e chiar... Chiar roz în Parcul Rozelor. Nu e chiar de vizitat, da. Și când am ajuns în parc, m-a luat de mână și am simțit că-i tremură mâna. Ai zis acum. Și atunci mi-am dat seama ce urmează. Bine, a urmat ceva frumos. A urmat ceva frumos. Și ai zis da, așa. Da, am zis da din prima, nu. Nu, fără. Da, da. Tu te gândeai ce ai luat așa de mult. Exact. Da. Era după 3 ani de relație. Și după asta la cât timp v-ați căsătorit? În 2010. În ianuarie, atunci am cerut, în septembrie am făcut logodna și în iulie 2011 am avut nuntă. Unde ați făcut-o? La Caransebeș. La Caransebeș, da. Carașul, da. Bun, deci tu ai rămas cu slujirea, că i-ai promis Domnului atunci, Doamne, dacă mă scap de aici. Da. Și îți pare rău că... Nu îmi pare rău. Nu? Nu. E drept... Problemele apar, sunt, poate că în perioada asta sunt mai multe decât erau atunci sau poate că sunt altele, dar a rămas să-L slujesc pe Domnul și nu-mi pare rău de lucrul ăsta. Pe tine, ție ți-a plăcut că e în slujire? Da. Da? De obicei sunt o fire sociabilă și mi-a plăcut ideea și faptul că e lângă Domnul. Că am posibilitatea alături de el să-L slujesc mai mult pe Domnul. Bun, ați discutat 3 ani de zile, după asta ați mai avut un an de zile, asta înseamnă că după căsătorie nimic n-a fost nou. Știați toate... A fost nou. Adică... Totul e nou când ești singur la părinți și dintr-o dată te căsătorești și împarți camera cu altcineva și împarți absolut tot cu altcineva, nu mai e același lucru. Interesant. Pentru mine, așa, eu așa am simțit, adică... Da? Eram și eu. Cât ți-a luat să te obișnuiești, că totuși mai există... Nu mi-a luat mult. E drept că nu mi-a luat mult. Dar... Încă încercăm să ne obișnuim unul cu altul. Încă se gândește că da. Era o vreme în care camera era a mea. Și unde îmi puneam un lucru, bun, dar el e băiat ordonat, deci nu îți face probleme, toate la locul lor. Subiectul ăsta nu e de discutat. Nu. Asta vreau să-l discutăm. Deci să înțeleg că el seamănă cu mine și e un tip ordonat în stil dezordonat. Exact. Adică ce fain am pus-o. Cred că e tipul bărbatului modern. Nu, mai sunt și unii din ăștia care, Doamne ferește, deci te omoară, în care le pun tot așa, dar... Deci tu, dacă tu faci un haos în casă, în sensul că ți le pui toate, te descurci, nu? Da, deci este o ordine în dezordinea respectivă. Și ferească Domnul să mute ea ceva. Exact. Deci dacă vrea să te încurce, toate să ți le pună în ordine, da. Și te-a terminat, da. Și ție îți place lucrul ăsta de... Da. La maxim, da. Da. Da, cred că următorii 50 de ani o să te obișnuiești cu ideea. Da, încă cu ideea asta încă nu m-am obișnuit, dar ce drept.
Sperăm. Păi, dacă are el colțișorul lui. Nu, eu îți pot explica, adică e atât de simplu. Acum citesc din cartea asta, o las aici, că aici mi-o trebuie, acolo aia, acolo aia, acolo. Și noi printre ele, deci, adică nu ți se pare normal, logic, da. Nu știu ce e așa de greu să... Înțelegi. La urmă e dormitorul nostru, nu intră nimeni acolo. Da, înțelegeți? Da, da, asta da, fi... adică și dormitorul. Am înțeles. Da. Și fetița pe cine seamănă? Pe mine. La capitolul ăsta, ordonată. S-ar putea în timp să... Cu ordinea încă avem, mai avem de lucrat. No, bine, dar încet, încet, da. Da. Nu, dar și el se va schimba. Adică va fi mai dezordonat sau? Eu zic doar atât, că să fii liniștit, că se va schimba, da, se va schimba. Ce... Voi știți că la întrebările mele nu trebuie să răspundeți, dar mie îmi place să răspundeți așa și nu putem răspunde decât adevărul sau tăcem, nu? Și atunci, ce ai descoperit așa mai interesant când ai devenit soție de păstor? Faptul că trebuie să relaționez mai mult decât credeam eu cu cei din jurul meu și în speță cu... A, ziceai că e sociabilă și da, da, am înțeles. Dar nu la modul în care credeam eu. Și atunci, felul în care trebuie să, nu știu, cumva să-i ajuți pe cei care... Există chiar în mod involuntar o presiune asupra soțiilor de păstor, cumva că ele sunt la pachet cu el și... Eu nu am văzut-o ca pe o presiune. Cred că dacă rămânem smeriți și în voia Domnului, nu cred că e asta o problemă. Să, nu știu, simt cumva o presiune din partea asta. Ce ușor a zis și ea două lucruri simple. Smeriți și în voia Domnului. Da, cred că astea sunt lucrurile care trebuie să caracterizeze până la urmă. Acum dacă pot să completez și eu ceva aici. Întotdeauna, dacă îți dă voie nevastă, deci asta e. N-am fost de acord niciodată cu ideea asta că soția de păstor trebuie să intre într-un șablon. Și bisericile au creionat de-a lungul vremurilor șablonul soției de păstor. Trebuie să fie așa, să se îmbrace așa, să... Și m-am luptat cât am putut în bisericile pe care le slujesc să iau un pic a... să dau deoparte ideea asta, să nu fie soția păstorului să se potrivească pe un anumit șablon. Până la urmă... Bine, problema care mi se pare mie mai interesantă, că nu e șablonul bisericii, ci fiecare e cu șablonul lui. Da, fiecare, normal. Și dacă ai 20 de familii în biserică și 20 de familii sunt cu 20 de șabloane, că nici în aceeași familie nu cred că ea și în ochii soțului și a soției are același model, știi? E cam greu să intri în toate astea, da. Asta era o problemă și la copiii slujitorilor, care cumva simțeau presiunea că trebuie să fie altceva pentru că ei sunt copiii slujitorilor, știi? Și asta la unii chiar poate, dacă nu suntem atenți și nu se gestionează bine, chiar poate să... stârnească în ei o mică repulsie față de biserică și față de slujire. Unde ai început slujire? Evident, am început în biserica mamă și apoi din 2012 am slujit aici în Țara Hațegului, două biserici, Săcel, Valea Dâljii. Am fost o perioadă de probă, să zic așa, neordinat din ianuarie 2012 până în ianuarie 2013 și din 2013 slujesc ca păstor în făcând excepție cazul soției tale, sunt deosebiți oamenii din Țara Hațegului față de cei din Caraș? Fiind oarecum la limită de județ, sunt cam la fel. Deci asta e bine. N-ai avut foarte mari adaptări. Nu. Ai zis că ești la biserici de țară? Da. Da, mari, mici? Acum nu știu din ce perspectivă. În vremurile astea eu zic că e bine.
Da? E bine. Cum v-ați descurcat ca familie din punct de vedere financiar? Am avut o perioadă destul de dificilă la început. Chiar primii ani au fost destul de grei. De ce? Că n-ați avut sau voi mofturoși? Nu am avut suficient, dar pentru strictul necesar în vremea respectivă am avut. Asta e suficient. Dacă Și ai ce mânca și ce îmbrăcați, va fi suficient. da, pe parcurs domnul a purtat de grijă și Care sunteți mai cheltuitori? Eu, evident. păi de ce? Natura femeii, cred că. Da, Da, nu cred că e o explicație pentru asta, de ce nu, suntem nu, noi mai da, deci nu trebuie cheltuitoare. să existe explicație. Eu zic că nu. Cred că toate femeile sunt, la fel cum bărbații sunt în general dezordonați, Da, femeile cum să fim cheltuitoare. noi dezordonați? Noi suntem ordonați, dar în alt stil. La fel și noi, econome, dar în alt stil. Econome, dar în alt stil, da? Da. Spunea cineva că noi nu cheltuim, noi investim, mai ales vestimentar. Deci, Bun, haide să zic o chestie. A trecut o oarecare perioadă de când a fost problema aia cu izolarea, cu statul în casă, cu nu știu ce, și eu aveam o frământare atunci. Aveți că și noi păstori ne frământăm. Știu că am prins Paștele, deci am prins florile în casă, am prins Paștele, nu sărbătorile mari. După asta au venit rusaliile și eu mă gândeam ce au făcut surorile, că n-ai putut, costumașe, rochițe, pantofi, poșete, da, eu... Exact întrebarea lui Hito. Asta Da? era, ce faci de Paște? Că n-ai putut să-ți cumperi nimic. Ați supraviețuit sau Da. sechele ceva așa? Nu, Nu. că de luni se deschid mall-urile. Deci când se deschid, atunci îți propui să recuperezi cumva? Deocamdată nu mai recuperăm, că n-aș mai avea ce să fac după cu ele, dar urmează, din septembrie, octombrie, mă Mamă, ce te gândesc. așteaptă, frate, da. Te-ai obișnuit cu ideea asta sau încă speri? Eu m-am obișnuit. Da, deci te-ai Da. obișnuit. Ți-a luat un pic, da. Cât timp ți-a luat? Că a fost o vreme în care bănuiesc că ai muncit, că trebuie să o schimbi, să o pui pe calea cea bună. N-am intrat în căsătorie cu așteptări de genul Nu? ăsta. Nu. Mi-am dat seama că e o muncă inutilă și atunci n-am încercat. Având două surori, mă gândesc că de acolo Ah, nici n-a bun, venit cu atunci, da. așteptările. Nu, unele cu cât le înveți mai repede, cu atât e mai bine în viață, da, e ok. Bun, câți ani are fetița voastră? 6 ani facem septembrie. 6 ani, Domnul să o binecuvinteze. Și așteptați, știți ce? Un băiețel, Un dacă băiețel, Doamne ajută. gata, se schimbă. Te Da. bucur că e băiat? Mă bucur că e băiat, m-am bucurat și de fetiță, mă bucuram și dacă era fetiță, nu... Bun, răspuns teologic corect, da? Răspuns teologic corect. Hai să deschid un subiect cu voi ca părinți, știu că tu nu o să te abții și ca slujitor. Cum vedeți educația sexuală a copiilor? Că acum avem legi, avem proiecte... Da, e un pic prea mult din câte am studiat și eu zilele astea și m-am documentat. Cred că e un pic prea mult. Părerea mea e că ar fi trebuit să se facă o educație cu părinții, pentru că cred că aici se vizează de regulă familiile cu o educație mai precară în sensul ăsta. Cred că mama trebuie să-și ia fetița de la o vârstă și să discute anumite lucruri în măsura în care poate fetița să înțeleagă. Cred că părintele, tatăl, trebuie să-și ia băiatul să explice anumite lucruri în funcție de vârsta pe care o are și treptat, în funcție de felul în care copilul poate să perceapă lucrurile. E drept că sunt anumite familii unde lipsește lucrul ăsta, educația asta. Și acolo cred că ar fi trebuit intervenit. Poate că o educare a părinților înainte de a merge la copil. Și de fapt. Bun, dar aici, în momentul în care părintele își educă copilul, bănuiesc că părintele va educa copilul cum vrea el și probabil pentru binele copilului.
Poate că aici avem o problemă. Aici avem o problemă, da? Cred că asta ar trebui părintele să facă. Nici de cum școala să intervine atât de devreme cât se dorește la noi. Aici ar trebui, cum zicea și Vicky, mama să discute cu fetița, tatăl să discute cu băiețelul. Dar de la o vârstă așa fragedă, cel mai important este să discute în familie, nu la școală. Și nu pe ce se dorește la noi. Da, noi încă nici nu știm exact ce se dorește, nu mai frunzărim și noi câte un pic, dar încă nu ni se spune. Și v-ați gândit vreodată, ați avut timp să stați să vă gândiți vreodată, dacă de la anul sau peste 2 ani suntem în situația asta, ce facem noi ca familie? M-am gândit zilele astea și e o întrebare provocatoare și de fapt va fi o provocare pentru noi ca părinți creștini. Pentru că dacă educația va fi, și în domeniul ăsta, cum e și în alte domenii, destul de superficial în școlile noastre, va fi un dezastru total. Și atunci probabil că în mintea copilului se vor trezi doar mai multe întrebări la care va trebui părintele să răspundă în cele din urmă acasă. Poate că dacă s-ar limita chiar la chestia asta, n-ar fi chiar rău. Probabil. Eu mă gândesc că va fi o agendă foarte clară la capitolul ăsta. Dacă vor slăbi sistemul de educație în orice domeniu, cred că aici vor avea grijă să-l întărească, ca indiferent că vrea copilul sau nu vrea, să priceapă o anumită direcție. Noi, interesant, nu știu dacă ne-am gândit vreodată că vom trăi vremuri, sigur, comparația are limitele ei, dar mă gândeam la o strategie foarte veche. În momentul în care Egiptul a vrut să controleze viitorul poporului Dumnezeu, s-a legat de copii. Dacă poți să le ucizi copiii, dacă poți să le distrugi copiii, e clar că ai distrus viitorul poporului. Sper părinții să se gândească, cum zici tu, acum. Deci da. Nu atunci să ne gândim, atunci e târziu. Să ne gândim acum, să ne punem în situația respectivă, că știi cum e, dacă te gândești la un lucru mai puțin pozitiv și încerci să te pregătești pentru el și nu o să vină niciodată, pierderea e relativ mică. Ai pierdut un pic de timp, ai investit ceva, acum mai pierdem noi timp, nu-l folosim tot la maxim. Dar dacă vine și nu te-ai pregătit, s-ar putea să fie pierderi foarte mari. Am rămas cu o întrebare în minte și acum mi-am adus aminte, ca să nu zic că am uitat-o și să creadă lumea că-s bătrân. Ziceai că ați fost mulți copii în biserică când ați crescut, da? Da. Și că pe parcurs parte din ei... Da. Parte din ei erau mulți copii și erau foarte mulți care nu aveau părinți în biserică. Mhm. Parte din ei s-au pierdut la propriu. Te-ai gândit vreodată de ce? Știu că răspunsul poate fi mult. Familia și anturajul. Familiile nu le interziceau să vină de vreme ce erau acolo. Dar odată ce au plecat la școli, au plecat la liceu, anturajul, nu s-au mai întors. Plus că nu s-au mai născut copii atât de mulți ca în perioada respectivă. Și încet, încet, au ajuns tot mai puțin, tot nu, mai puțin. Eu am avut frământarea asta. Îți dai seama că nu suntem aici să criticăm pe nimeni, vedem dacă am putea trage niște concluzii să le folosim pentru viitor, dar eu mă gândeam că am crescut într-o generație în care erau destul de mulți copii în biserici. Aveau uneori și locul lor acolo în față, când mai... Și în trecerea anilor, unii din ei nu i-ai mai găsit în nicio biserică, nu că s-au mutat într-o biserică în alta, nu i-ai mai găsit în nicio biserică. Și mă gândeam dacă una din probleme a fost că nu am știut să păstrăm un echilibru între dorința de a-i câștiga pe cei din afara bisericii, să-i ai înăuntru, și investiția de a-i păstra pe cei care îi ai în biserică să nu-i pierzi.
Nu știu dacă uneori n-a fost luat așa ca un lucru normal. Au, ăștia sunt ai noștri, sunt aici și aici o să rămână. Uite că, din nefericire, ni s-a demonstrat că nu este chiar așa și în copii chiar trebuie investit. Da, aici ar trebui să fie un echilibru. Investiția pe care o ai pentru ai tăi și investiția pe care trebuie să o faci pentru a-i câștiga pe alții. Și cum reușești asta ca slujitor și ca biserică? Asta în funcție de viziunea pe care ți-o stabilești, de planurile, de proiectele pe care le ai. Poate că e drept, puțin tardiv acum să discutăm despre ce puteam să facem cu Nu, privire măcar la... ce putem să facem, Dar știi? să ne gândim la ce putem face măcar pentru puținii copii pe care îi avem aici în perioada asta. Poate că, nu știu, felul în care se derulează viața ar trebui să ne dea de gândit. Și provocările copiilor și a tinerilor sunt puțin, puțin diferite. Gândirea pe care o aveam acum 10 ani, 15 ani, s-ar putea să nu mai fie, sau, mă rog, proiectele care erau acum 15 ani, poate nu mai sunt în regulă astăzi. Dar eu aș vrea să încercăm, nu știu, ca familii să accentuăm foarte mult sau să punem accentul pe timpul pe care îl petrecem cu familiile noastre. A, e bun că ai spus asta, că mă gândeam să o întreb pe soția ta cum te-ar eticheta. Încearcă un echilibru între slujire și familie. Iese, nu iese? Da. Încearcă și Încearcă. iese. Și iese Și câteodată, iese, da. zic. Dar Da. nu discutăm de câte ori iese, dar e important că Da. încearcă și soție foarte înțeleaptă, Da. a dat răspuns bun. Cred că ar mai e loc aici cu privire la timp, dar în domeniul ăsta mă gândeam și în special când a fost 2 ani în urmă în Israel, am trecut și în Iordania și acolo stăteam de vorbă cu un domn și ne spunea că ei de regulă merg în ziua de închinare, merg la moschee și apoi după programul pe care îl au acolo, toată după masa e timp pentru familie. Și tot ce mi-a spus, mă rog, a fost o discuție mai lungă, tot ce mi-a spus atunci m-a lăsat puțin cu anumite semne de întrebare. În sensul că la noi duminicile Sunt cele mai aglomerate. sunt cele mai aglomerate, dar și pentru o familie din biserică. Dimineața de la 10 la 12 merg la biserică, au prânzul, fiecare în camera lui, apoi vine ora 5, merg din nou la programul de biserică și asta e duminica. Și efectiv te trezești după o săptămână că n-ai avut decât poate câteva minute așa în grabă să stai de vorbă cu copilul, să stai de vorbă cu familia, să stai efectiv să stați împreună. Și ăsta e un mare minus. De asta ar trebui, părerea mea, un pic gândite programele și acțiunile pe care le facem în așa fel încât să fie un timp de calitate pe care familiile să le petreacă împreună. Eu am înțeles, nu prea știu despre voi, că n-am avut timp să ne cunoaștem, de asta mai fac câte o emisiune să mă mai cunosc cu ei, știi, oamenii cred că cine știe ce știu eu despre ce. Nu știu ce știu ei despre mine, dar eu puțin știu despre ei. Dar în două cuvinte, un coleg care mi-a zis despre tine, mi-a zis că tu și muncești, ești angajat, deci faci slujirea. Da. Nu m-am împăcat niciodată cu ideea asta de slujire plătită sau răsplătită, cel puțin pentru mine. Dar de Nu. ce? Nu crezi că e biblic? Nu, am zis pentru mine, nu pentru alții. Așa am înțeles eu, așa am crezut eu că e bine și, mă rog, e bine și din punct de vedere financiar, că discutam la început, dar e bine pentru mine din mai multe puncte de vedere. Și atunci cum le împaci? Că așa mi se pare că ești un pic mai aglomerat. Păi, e destul de aglomerat. Da, trebuie planificat timpul foarte bine și serviciul mai Cum flexibil. planifici înmormântările? Sunt planificate deja, Da, nu le planific eu. deci nu le planifici. Aici n-am bătaie de cap.
Nu, dar mă gândesc dacă tu ești la lucru și... Păi am negociat contractul de muncă înainte de a... Că, dacă da. Te anunți cineva că exact. Pleacă, atunci da, da, e, e bine, da. Îți place chestia asta sau ai vrea să schimbe? Nu, nu, îmi place, mai ales că lucrăm în același loc și suntem la, în același birou, deci nu. Da, și vă, nu vă certați pe... Nu, 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 nu. Nu ne certăm. Plecăm amândoi dimineața de acasă, ne întoarcem amândoi. E... Deci chiar petrecem mai mult timp decât dacă el nu ar fi... Nu, că e foarte interesant dacă ești la serviciu și vezi lucrurile de la serviciu diferit, îți dai seama că aduci în casă scandalul de la lucru, că vezi... Noi lucrăm în același birou, dar nu avem același domeniu de activitate. Ai, deci bun, nu, bun, deci nu, putem, nu sunteți nu. În competiție cu nu, unul să nu. Vadă așa și unul să vadă așa. Nu. Bun, înseamnă că este bine, da, este bine. Ce vă propuneți pentru viitor? Nu avem planuri extraordinar de mari. Așteptăm să vină copilașul. Să vină sănătos, în pace. Să vină când sănătos. Trebuie să naște? Sfârșit de august. Ziua aceea nu-i departe. Ne rugăm să fie bine și acum așteptăm cu nerăbdare să ieșim din starea de... Tot ce-o fi acum și da, să... Da, și să putem să reluăm activitățile la capacitate în biserici și să putem să reluăm... Deci, l-ai văzut? Și acum gândesc și eu. Mai înainte îmi spunea că pe de o parte se gândea la niște șabloane care ne pot încurca... Și acum zice, totuși, dacă o să ajungem acolo, să... sper să învățăm. Deci asta, eu m-am gândit la un alt aspect, nu mai pun aspectul de duminică și no, nu mă întreba, am slujit și eu frumos, nu, asta e problema, că nu ne plângem. Eu mă gândeam la altceva, mă gândeam la discuțiile noastre, rugămințile noastre cu cei pe care îi slujim din biserică. Când le spuneam, faceți-vă timp să vă întâlniți cu verișorii voștri, faceți-vă timp să vă întâlniți cu vecinii, faceți-vă timp să vă întâlniți cu nu știu cine, să vă rugați, să discutați un verset din Scriptură, o persoană care se vorbește de iubirea lui Hristos. Și mi se pare că toate au suport biblic și la un moment dat mă întrebam când. Deci efectiv când să facă oamenii ăștia, că dacă oamenii nu sunt toți pensionari și nu, știi, adică sunt și angajați și asta e destul de greu. Pe de altă parte, sigur că vom vedea cine va rezolva problema asta, e destul de greu să scoți oamenii dintr-un tipar care pentru ei a funcționat și a fost bine. Nu știu dacă știți că au fost zone în țară în care erau 3 servicii pe duminică. Era serviciu de dimineață, serviciu de după masă și serviciu de seară. Cu următoarea precizare, că atunci ziua Domnului era ziua Domnului și nu făceai nimic altceva decât și atunci, probabil că decât să stai acasă, să nu știu ce, mai bine te duceai la biserică. Da, viața avea altă dinamică. Viața avea altă dinamică, sigur, și toate astea. Mă bucur că ați venit, că ați avut curaj, că ați supraviețuit, așa a fost bine, a fost frumos. Sperăm că și voi, cei care ne-ați urmărit, cât ne-ați urmărit, ați fost binecuvântați prin mărturia lor. Poate uneori nu o mărturie ieșită din comun, deși uneori ne plac lucrurile ieșite din comun, ce am constatat eu că viața nu este făcută doar din lucruri ieșite din comun, ci viața este făcută de multe ori, este alcătuită din normalități, dar dacă nu știm să tratăm normalitățile într-un mod normal, acele lucruri mărunte uneori, banale cu care ne-am obișnuit, pot să ne creeze apoi în viață aspecte ieșite din comun. Sper că vă veți ruga pentru familia fraților noștri și pentru slujirea lor. Apropo, dacă i-ați auzit rugându-se pentru voi, ce ați vrea să se roage? Să se roage în special în vremurile astea să putem să judecăm lucrurile biblic. Și pentru mine asta e cea mai mare provocare, să... pot să gestionez fiecare situație din fiecare domeniu al vieții și din slujire și din viața cotidiană, să pot să le gestionez din punct de vedere biblic
lucrurile. Deci pe tine chiar te interesează Scriptura și învățămintele Domnului. Este vreo diferență între bine și biblic? Da, e o diferență destul de mare. M-ai prins cu chestia asta, că de multe ori când vine să zic bine, încerc să schimb să zic biblic, că bine poate însemna aproape orice în opinia cuiva. În afară de o naștere ușoară, copilul sănătos, ce ai vrea să se roage pentru tine? Să ne țină Domnul lângă el și slujirea pe care o facem să fie doar pentru el. Și cu bucurie. Și cu bucurie. Da, chiar dacă este grea, să fie făcută cu bucurie. Mulțumim frumos că ați avut răbdare cu noi și noi ne rugăm pentru voi. Chiar dacă nu vă cunoaștem, ne rugăm să fiți binecuvântați de Dumnezeu, pentru că asta știm noi, că singurul care poate binecuvânta este Dumnezeu și bucuria noastră este că Dumnezeu poate binecuvânta atât de mult fiecare persoană, fiecare familie, fiecare creștin, fără să ia nimic de la celălalt. Nu uitați însă că toate binecuvântările pe care Dumnezeu le are pentru noi sunt înmănunchiate nu într-un loc, nu într-un anume fel de pachet, ele toate au fost puse într-o singură persoană, în Domnul Iisus Hristos, și de aceea încercăm să ne aducem aminte pentru noi cât de importantă este relația cu El și dacă putem să vă ajutăm și pe voi, să vă spunem, dacă nu aveți o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, începeți-o cât mai devreme. Citiți în Scriptură, este atât de clar cum putem să ne apropiem de Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă aveți o relație cu El, întăriți-o, păstrați-o, mulțumiți lui Dumnezeu că îl cunoașteți pe Cel care ne-a creat și în timp ce trăim frumos în vremelnicie, frumos nu înseamnă neapărat ușor, ci frumos înseamnă cu ajutorul lui Dumnezeu, cu sprijinul Lui, gândiți-vă că, da, urmează veșnicia și ne dorim și noi și voi să fim acolo în glorie, bucuroși în bucuria Tatălui Ceresc.